Ce fac fetele? Ține mate, vă uitați, da? Da. Dar ce zi e astăzi? 8 martie. E 8 martie, de acum e spre seară. Noi astăzi toată ziua am stat acasă. Mănânci pufuleți, mămică? Da? Dimineața am făcut un videoclip cu fetele, le-am felicitat. Am făcut un joc concurs foarte interesant. Cui o să fie interesat, intrați pe canalul Jasmina Show, o să îl postăm și o să vedeți. Am făcut un joc concurs, adică cu surprize, adică acesta a fost cadou din partea noastră și a tăticului pentru Jasmina și pentru Melissa. Acum e seara, fetele se uită la niște animate. Eu acolo editez un videoclip de Jasmini. La matineu a fost să fie pentru mâine. L-am filmat pe 7 martie, dar o să fie postat mâine pe 9 martie. Mă duc să văd ce face tăticul, da? Tăticul nostru acolo pregătește cina. Da, mă duc să-l filmez. Așa. Să văd ce face scumpul meu soț. O să-l pun acuș la cameră să felicite. Așa, dulceață? Ce faci? Hrișca, nu ce am spus, visela și cum a hrișca, ea, că dacă vreți, da, ea, am visele curate, bravo. Ia să văd cum arată hrișca. Încă, na, cu sfiarbă, că eu l-am făcut mic, să nu arată mic, să facă și totul un cicior, dar bine. Aha, arată bine și o arată. Nu ai rar ceapa și morcul, da? Nu, deloc. Aha. De data asta nu. Cum ai făcut? Cum ți-am zis eu? Păi da, am tăiat ceapa, am turnat puțin ulei, am îți dau mecher. Am turnat puțin ulei, am pus ceapa tăiată mărunt. Am lăsat-o puțin așa să se prăjească. Apoi am adăugat morcovul tăiat, adică nu tăiat, dar dat prin răzătoare. El iarăși mărunt. Și l-am lăsat cu ceapa să se mai prăjească puțin. Apoi, bucățele de spinăruș pe care noi le folosim des. Cărniță. Am tăiat-o, bucăți mai mici, și am pus-o acolo să se prăjească împreună cu tot. Și am lăsat-o puțin așa. Până se prăjea, am pregătit hrișca. O cănuță de hrișcă, am luat și am spălat-o bine. Apoi am pus-o tot acolo, să se prăjească în cicior fiecare pe rând. Și cât se mai prăjea ea, mai spălam aici un vas, două. Pe urmă am adăugat 3 căni de apă. Și acum lăs să se fiarbă. Să fiarbă la foc micuț. Bravo, tăticu, bravo! Foarte bine făcut, foarte corect. Îi ziceam lui Sergio înainte de asta, nici n-am planificat să filmăm. Așa mi-a venit acum mie ideea de să filmez ce face soțul meu scump. De 8 martie, da? Să știți că nu face doar de 8 martie, face mai des, face deseori. Mă ajută la bucătărie, adică nu a zice că mă ajută, face împreună cu mine, dar suntem parte de familie și unul pe altul ne ajutăm. Așa e. Așa este, da. Eu pe el, el pe mine. De azi de 8 martie zic că face el, deoarece e 8 martie și eu să mă mai odihnesc. Nu prea mă odihnesc, eu fac o editare, dar oricum nu fac mâncarea eu. Da. Și văd că se primește foarte bine. Deseori la el se cam puțin se ardea ceapă morcovul, dar de aceasta i-am spus mai exact cum să facă și văd că e foarte bine. Eu cred că o să fie gustoasă. Ești... Dar sare, să nu zi sare, bine? Sigur. O să fac chiar acum sarea. Da, da. Atunci. Ca să... Atunci cred că se ardea pentru că era la... Măcar că era la foc mic, dar era la... A ochi celul, da? Ochii sunt mai mari, Și eu m-am gândit de data aceasta să pun la acest micuț. Și cred că asta mi-a ajutat. Să-l văd încă o dată? Să-l văd încă o dată. Încă nu filmă. Hrișca. Așa. Trebuie să mă miști. Da, puțin început. Arată apetisant, știi? Da. Cu zămușoară, așa cum îmi place mie. Pune sarea acum, bine? Pune sarea, poți să adaugi puțin niște care, da. Da? Adaugă care, da, da. Adaugă care, nouă ne place foarte mult care să adaugăm în mâncare. În mâncare, da. Așa da. Ceva, da. Și cât că o să fie delicios, o să fie cât că delicios. Așa. Tăticule, astăzi e 8 martie. Tu pe mine m-ai felicitat. Pe fetele le-am felicitat.
vreau foarte mult acum să-ți dau ocazie să feliciți pe toate femeile, toate domnișoarele, domnițele care ne vorbesc acum. Știu că te-am luat pe neașteptate, dar vreau acum să improvizez ceva și să spui un cuvânt de felicitare pentru toți care ne privesc. Ok, acesta este canalul cu femeile, da? Da. Și noi vorbim așa în românește, văd că... Ok, nu contează, oricum limba românească așa e frumoasă. Nu, trebuie să ne acomodăm, să ne acomodăm. Eu mai liber mă simt când vorbesc în română decât moldovenește. Anume la cameră, nu zice. Când aprind camera, automat eu vorbesc... Așa ne-am deprinsă. Da, da. Bine. Acum, de 8 martie, vreau să felicit toate femeile, toate fetițele, toate mamele, bunicile. Până aici e bine. Da, până aici e bine. Cu această zi frumoasă. Și cred că nu la întâmplare este la început de primăvară, atunci când natura iarăși ne învie, da? Și înfloresc copacii, acuși de grabă vor înflori copacii. Va apărea iarăși iarba ce verde, cu culoare așa suculentă, da? Și ele, măcar că anii trec, dar tot se continuă să înflorească, să ne învie, să fie frumoase, să fie sănătoase, să fie vesele, să fie fericite întotdeauna, alături de cei dragi, de soți, de copii. Aha, ele, adică femeile. Tăi, femeile? Mă gândeam că te referi la natura încă. A, încă nu. A început să spuneți de natură și mă gândeam că tot continuă cu natura. Nu, așa și voi, adică se înfloresc. Aha, simplu că eu n-am auzit. N-am auzit. Ok. Cred că ai zburat da. Gândurile la primăvară, la verdeață, ce suculentă, cum ai spus-o tu. Da. Și aceasta e. Vă doresc ca soții voștri, părinții dacă sunteți fetițe, să vă iubească tot mai mult și mai mult și voi să simțiți această dragoste din partea lor, celor respect și cât de mult ei vă prețuiesc pe voi. Asta e. Așa că felicitări pentru toate femeile și fetițele, dar indiferent de vârstă, cu această frumoasă zi de 8 martie! La mulți ani! La mulți ani! Să fiți fericite, da! Nu știu ce să spun. Bravo! Te-ai descurcat, Daticule! Da! Mi-a plăcut, a plăcut, nu știu. De acum, cei care o să privească, o să zică dacă le-a plăcut felicitarea și dacă o primesc. Mm-hmm. Nu știu că o să primească, doar ce tu ai dorit ceva bine, de bine. Da? Da! Bravo! Și eu te felicit pentru că tu mă ajuți pe mine și ești un soț foarte bun. Bravo, și mâncărica se pregătește. Op. Ia uitați-vă la orhidee aceasta albă, ce de frumoasă. Florește fain, foarte frumos, așa e? Mm-hmm. A doua unde e? A doua aia. Deja, aceasta floare este, se numește, cum se numește ea? Nu, îmi pare că floarea pentru bani ceva, da? Da. Copacul banului ceva, domeniu, da? Da. Dinjnă derivă, da? Așa ceva, pare că aceasta sau nu? Sau nu e aceasta? Oh, ok, dacă știi cineva cum se numește anume așa această floricică, puteți să ne scrieți că noi nu știm. Avem de acum de mulți ani. Aici a fost unii de care s-au uscat, am mai tăiat, curățit. Era un timp când ele se culcau crengile foarte tare, nu știu din ce cauză, poate nu era locul lor, nu aveau destulă lumină, poate nu aveau destul întuneric, sunt care iubesc mai mult întunericul, sunt care mai mult lumină. Dar acum văd că au început să crească destul de bine, mă cred că cringele sunt mari, lungi, dar totuși nu se culcă, nu se rup foarte bine. Eu vreau să văd la balcon cum este. Acum ajur de filmat, puțin de mai răcoare, dar astăzi ziua la balcon la noi a fost foarte cald. Deoarece astăzi de 8 martie, Dumnezeu a dăruit un timp foarte, foarte frumos la toate femeile. Se vede cât de mult prețuiești Dumnezeu femeile, fata feminină. Așa, uitați-vă orașul, așa, uitați-vă la balcon, apusul de soare, ce de frumos. Și astăzi au fost câte grade, tătico, au fost? Mă vreau 12 grade. 12 grade, plus. A fost foarte bine. Comparativ cu ziua de ieri, astăzi eu sper că o să mergem de acum spre cald. Așa că încă o dată, la mulți ani, pentru toți! Și ne scuzați dacă postăm mai rar, acum o să ne stăruim să ne revenim pe canalul Cool Family, să adăugăm cât mai des. Dar oricum noi continuăm, să știți că nu ne-am lăsat.
Și nu am uitat de acest canal. Eu o să mi-am încă o dată, pentru că îmi place cum arată. Am adăugat sare? Mie mi-e foame, de ce așa îmi place să cum arată. Am adăugat sare? Eu cred că adăug sare nu mai mesica. Aranjează să fie la un lichid, să fie la un nivel și pune căpăcelul și lasă să se înnăbușe. Ajungi sare? Wow, super! Abonați-vă la canalul Cool Family. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, puneți numai decât like. Dislike-uri nu trebuie. Și eu vă dau 5 la toate femeile în deosebire. Hai, oh.